Să te văd. Salut, Cristi, bună seara, bună ziua, doamnelor și domnilor. Nu știu cum e vremea la Costinești, dar aici sunt 37 de grade. Sunt în Albania, în Durres, unul din locurile celebre pe malul Mării Adriatice. Știu că sunt contrajur, colegii tăi din regie s-au supărat pe mine, dar să știi că am considerat că e mai important să vezi piscina Infinity Pool-ul din spatele meu și Marea Adriatică în spate decât fața mea pe care ai văzut-o de atâtea ori. Ei, lăsați că fața ta e puțin schimbată. Câte kilograme ai scăpat pe drum, Leonard? Întrebarea e de când? Da, tu știi foarte bine de când. 27 de kilograme exact. Bravo, în două aplauzele noastre, așa se face treaba. Stai liniștit, că se face treaba, nu cum zic vedetele noastre pe Instagram sau mai știu unde, cu ceaiuri, cu ape, cu masaje, cu așa. E altă poveste și odată când ne vedem față în față în studio o să-ți povestesc. Da. Eu cred că ai slăbit din dragoste pentru Miguel, care tocmai... Din dragoste, aia e treaba. Care Miguel a sărbătorit o vârstă foarte frumoasă. Cum v-ați giugiulit, îndrăgostiților? Ia povestiți-mi, ia, avem imagine aici. Ei, tort, ce avem nebunie. Avem imagine, evident. Miguel a făcut 51 de ani ieri. Noi ne-am hotărât să sărbătorim numai noi doi și de-aia am venit aici în Albania, la Meria Durres. Este un hotel care abia s-a deschis, în mai s-a deschis, absolut superb, și am început sărbătorirea lui la miezul nopții, cu noaptea înainte. Fără să știe el, i-am comandat un banner în ăsta foarte mare, unde am pus cea mai haioasă, trăznită și ridicolă poză pe care o aveam eu în colecția noastră. Cred că o și vedeți. A trebuit să-l trezesc la miezul nopții, că el era deja împătuț. Iar apoi dimineață l-am trezit la ora 7 și am dat felicitarea care o deschideai. Era un tort așa tridimensional care cânta mulți ani trăiască. În mijlocul tortului era o lumânare pe care dacă o suflai, melodia înceta și s-auzeau niște aplauze. Evident că i-au plăcut. Apoi echipa de aici, de la Meria Durres, Fion, the guest service manager, i-au făcut o surpriză, era la piscină și au venit cu un tort, i-au cântat la mulți ani, iar seara am hotărât să nu stăm în hotel, ne-am hotărât să mergem pe jos, un sfert de oră, în întuneric, beznă, pe un drum fără lumină, fără marcaje, fără nimic. Suntem în Albania, nu-i așa? Și am găsit un restaurant tradițional albanez care servește pește și unde am avut o masă așa cum nu te așteptai. Pe scaune de plastic, pe masă de plastic, dar peștele era gătit cu dragoste, era prins în ziua respectivă și într-adevăr ne-am îndrăgostit de locul ăsta și am fost șaseară și planificăm să mergem și în seara asta. E foarte frumos, o surpriză foarte frumoasă pentru omul din inima ta. Înainte să-ți mulțumesc, Leonard, și să vă las să vă bucurați că mai stau și eu pe capul vostru, vreau să te întreb totuși, că știi, în toate destinațiile astea, când întreb toată lumea, baie în Grecia, baie în Capri, de ce în Albania, Leonard? Să știi că Albania a început în Spania, în Italia, în Marea Britanie să fie o destinație extrem de popularizată pentru turism. Este un loc care se dezvoltă. Hotelul în care suntem este modern 100%. Serviciile, încă mi-aduc aminte de litoralul românesc, să zic, la jumătatea anilor 90. Dar este ceva nou, este ceva inedit și am vrut să încercăm și am zis venim noi doi și dacă ne place ne întoarcem și cu prietenii. Și apropo de prieteni, nu scap când mă duc acasă să-i fac o petrecere de ziua lui Miguel înainte să mă întorc la muncă pe vas la începutul lui august. Dar să știi că, uite, mă gândeam la voi ca familie, hotelul ăsta ar fi perfect pentru că sunt atâtea lucruri pe care le poți face ca familie. Sunt 5 piscine, una e dedicată numai celor mici. Zona în care mă aflu acum este o zonă dedicată numai celor care au o anume categorie de camere în hotel. Cu bar, serviciu non-stop, este un loc în care merită să mergi. Să știi că ar trebui să vă gândiți, da. Uită Bali, uită Caraibele, da. Uită ce Leonard, vrei și noi uităm, dar să știi că dacă faci oferte de genul ăsta, a apărut lângă mine și nenea Rică Răducanu, care el se prezintă, să știi. Salut, Rică, nu ne-am mai văzut de mult. Bine că ne vedem. Da, Nea Rică Răducanu. Să știi că Albania
A fost, e cel mai nasol decât când treci cu avionul, că coboară la aeroport între două stânci. Hai care... că știe Nearică, bre. Dar nu știe Nearică. Nu știu pe ce aeroport n-a fost Nearică, dar eu ce... Bună ziua, hello. Nu știu pe ce lasă aeroport n-a fost Nearică, dar eu pot să spun că nu sunt... acum, ce vrei? Sunt în vacanță. Și Miguel e spatele camerei. Dar băi, ziua lui, sunt Miguel. În jur, dar poate că a fost Nearică, a fost pe un aeroport secret destinat. Da, pe ce vorbești? Atunci mergeam, aveam meciurile secrete. Hai, dar e nearică ce meciuri.